Bună ziua, stimați prieteni, vă salut la cea de-a 34-a ediție analizelor economice, proiectul acesta ca să apropie încet încet de final de an. Pentru data viitoare planific o prezentare celor mai importante evenimente din Republica Moldova, care au avut loc în 2021, evenimente economice, cele politice, deja le știți dumneavoastră. Iar astăzi aș vrea să vorbim despre zonele economice libere, dar nu înainte ca să reamintesc că acest proiect este un proiect comun IDIS Viitorul, privesc eu și ne puteți găsi fie pe pagina oficială IDIS Viitorul, fie privesc eu sau pe pagina mea ioniță.nd, unde dacă dați la rubrica analize economice, vedeți arhiva tuturor edițiilor precedente. Vreau astăzi să vorbim despre zonele economice libere și nu pur și simplu să vă povestesc despre zonele economice libere, că puteți dumneavoastră ușor găsi această informație, cât despre rolul lor sau polul de dezvoltare, care ele pot asigura un pol de dezvoltare pentru Republica Moldova. De ce vreau să vorbesc acest aspect? Vreau să memorați spre cifre. În anul 1990, cu un an înainte de destrămarea Uniunii Sovietice și de apariția Republicii Moldova, pe malul drept a Nistrului, activa undeva 1,6 milioane de cetățeni. În 10 ani de zile, la 2020, în anul 2000, noi am ajuns să avem în țară doar 700.000 de salariați, când spun salariați cu salariul de plin, ceea ce înseamnă 900.000 reducere. Deci, cei 900.000 de oameni au fost nevoiți să plece peste hotarele țării. În următorii 10 ani de zile, numărul locurilor de muncă s-a mai redus cu 100.000 și în 2010 noi eram deja 600.000 de salariați. Din 2010 până în prezent, numărul salariaților în Moldova a rămas constant la 600.000 de persoane. Am avut o creștere în 2019 până la 625.000. Criza din 2020 ne-a dus în jos la 600.000. În acest an, cred că recuperăm vreo 8.000 și o mai ajunge la 610.000. Despre aceasta am vorbit în alte ediții. Cert este un singur lucru. Preocuparea numărul 1 a guvernului actual, a guvernului precedent și al guvernului viitoare este crearea locurilor de muncă în Republica Moldova. Ori în prezent, în Republica Moldova avem 600.000 de salariați cu muncă deplină, dintre care doar 420 sunt în sectorul real, iar peste hotarele țării, în orice moment de timp, avem undeva 1,1-1,2 milioane de cetățeni în Republicii Moldova. Numărul celor de peste hotare este de cel puțin două ori mai mare ca lucrători decât acelor care lucrează în sectorul real din țară. De ce problema numărul 1 a Moldovei este cum să creăm locuri de muncă? Atunci când punem această întrebare, trebuie să înțelegem că locuri de muncă nu se creează așa pur și simplu în vânt. Da, poți crea anumite locuri de muncă și le au fost create în ultimii ani de zile. Vă dau doar două exemple. În sectorul IT, datorită unor decizii corecte, noi am creat în ultimii ani, doar în ultimii 5 ani de zile, circa 6.000 de locuri de muncă. În zonele economice libere despre care astăzi vom vorbi, s-au creat peste 13.000 de locuri de muncă doar în zone. Iar adiacent la zone s-au mai creat cel puțin 10.000 de locuri de muncă. Deci, în total, avem create circa 30.000 de locuri de muncă. Întrebarea mea, întrebarea care o puneți, cum adică s-au creat 30.000 de locuri de muncă și tot 600.000 au rămas? Răspunsul este simplu. Pe de o parte, la noi se creează locuri de muncă, pe de altă parte, locuri de muncă care tradițional existau în Moldova au fost lichidate sau se lichidează. Ca să înțelegeți pe ce vorbim, doar în ultimii 5 ani de zile numărul de profesori s-a redus cu 8.000. Din ce cauză? Numărul de copii scade, nu avem nevoie de profesori, oamenii au rămas fără lucru. De ce noi, chiar dacă Moldova se creează locuri de muncă, toate locuri de muncă noi create, nici că acum nu reușesc după locurile care se lichidează. Din acest motiv, în opinia mea, noi avem câteva elemente care ne-ar putea asigura o creștere economică, care ne-ar putea asigura o creștere a locurilor de muncă. După cum am spus, unul este sectorul IT, care după mine va face minuni și în acest an volumul exportului va depăși 300 de milioane de dolari. Și a doilea sunt zonele economice libere, despre care vreau să vorbim astăzi. Încă un motiv în plus pentru care trebuie să vorbim despre zonele economice libere, anul acesta se împlinesc 25 de ani de când în Republica Moldova au apărut primele două zone economice libere. Haideți să ne uităm din întâi la istorie să vedem ce s-a întâmplat. În anul 95, eu am dat în grafic 96, deoarece ele au apărut în 96, dar în anul 95, luna noiembrie, Parlamentul Republicii Moldova votează două legi speciale. Printr-o lege specială se decide crearea unei zone economice libere la Chișinău și prin alte lege speciale se decide crearea unei zone economice libere la sudul Moldovei, într-o regiune destul de slab dezvoltată la acea vreme, dar și acum nu este mai puternic dezvoltată, în satul, pe acea vreme, Tvardița.
Și spun pe aceea vreme satul Tvardița, deoarece Tvardița aici, ca să facem așa o mică comparație, chiar ieri am fost acolo, am vizitat zona economică liberă, cea mai mare agență economică, vă pot spune în felul următor. De lucru care multă lume nu știe, Tvardița este unica localitate din Republica Moldova care a obținut statut de oraș în perioada independenței. Ca să vă fie clar, în la destrămarea Uniunii Sovietice, în Republica Moldova erau 65 de localități cu denumire de oraș. De ce aveam 65, de unde au apărut ele, este foarte simplu. Dacă luați harta Republicii Moldova, faceți un exercițiu virtual și luați o riglă și hașurați harta cu un pas de 30 de kilometri, pe verticală și pe orizontală, îți primești ca o tablă de șah, la fiecare intersecție din aceste hașurări, veți vedea un oraș. Din ce cauză? Deoarece se consideră că un centru de dezvoltare urban poate asigura o dezvoltare în rază de 30 de kilometri. Aveam Leova, după aceasta Cahulul, distanța era prea mare, la mijloc trebuia de creat un oraș, Cantimirul. Deci, practic, Republica Moldova a fost împânzită cu centre de dezvoltare urbană care trebuiau să asigură dezvoltare pe un teritoriu de 30 de kilometri. Din păcate, în prezent, aceste centre de dezvoltare și-au pierdut importanța lor, însă, datorită faptului că în anul 96, în Tvardița, a fost creată o zonă economică liberă, ea, practic, această localitate din raionul Tăraclia, în prezent, puterea lui economic este mult mai mare decât centrul în Alta Răclie și din acest motiv un lucru așa destul de curios, Tvardița este unica localitate din Republica Moldova care în 30 de ani de independență a primit statutul de oraș. De aceea la cele 65 de orașe care existau s-a adăugat și Tvardița și în prezent avem 66 de orașe și e drept dacă am face o revizuire a lor vom constata că foarte multe din ele din păcate nu mai au rolul de oraș și ele trebuie să fie trecute înapoi la nivel de sat. Deci, în anul 96, în Republica Moldova, se încep primele două zone economice libere. Până în anul 2009, în principiu, lucrurile au fost destul de calm, veți vedea mai departe, aceste zone activeau, nu într-un foarte puternic, însă în 2010 se întâmplă un lucru important. Câteva lucruri importante, de fapt, se întâmplă. În primul rând, companiile din industria automotive au început să privească Republica Moldova ca o țară unde ei pot să aloce producția lor. Din ce cauză? Din două considerente. Unu, cel mai important, noi am fost efectul României de aderare României la Uniunea Europeană. Deci după ce România a aderat la Uniunea Europeană, România a fost țara numărul unu după, din Europa și patru în lume după volumul de investiții atrasă prin crearea locurilor de muncă noi și a fabricilor noi. Cel mai mult au venit în automotive. Companiile au venit în România și atunci o parte din companii s-au extins în Republica Moldova. De fapt, aceste zone economice libere care au apărut și aceste fabrici care au apărut este în cea mai mare parte grație României. Doi, este legat de capitalul german care a venit în zona economică liberă Bălți și care prin prezența sa a făcut cunoscută Republica Moldova în toată această industrie automotive și Republica Moldova de fapt a beneficiat de atenția acestor investitori. Și al treilea lucru important care s-a întâmplat, și dacă vă uitați atent în primul grafic, număr de locații cu statut de zonă economică liberă, ce am scris locații, ca atunci veți vedea, noi am avut 7 zone economice libere și până în prezent avem tot 7 zone economice libere. În schimb, în anul 2012, în Republica Moldova, noi am instituit o practică nouă, care n-a fost până atunci, nu voi vorbi astăzi foarte mult despre acest lucru, dar la acea vreme am decis să deschidem o subzonă care era zona economică liber din Bălți, o subzonă economică, o zonă economic liberă, în orașul Trășani. De fapt, după statutul lor, doar juridică este subzona Bălți, dar în realitate este o zonă economic liberă cu toate capacitățile și cu tot ce trebuie pentru o zonă economic liberă în municipiul Trășani. De ce s-a făcut acest lucru? Guvernul de atunci și apoi guvernele ulterioare au înțeles că nu trebuie să-i dai investitorului unde vrei tu să ducă el. Deci noi am schimbat abordarea și am spus tuturor investitorilor care vin în Republica Moldova, arăți pe hartă locul unde vrei să mergi, acolo vei putea să-ți deschizi zona economică liberă. Datorită acestui lucru, în prezent avem 43 de locații repartizate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, ci drept la sud mai slab, dar în centru și la nord destul de puternic, unde există zone economice libere. Deci, în prezent, Republica Moldova are 43 de zone economice libere, drept că 36 din ele se numesc subzone, dar asta nu trebuie cumva să vă intimideze. Volumul total al investițiilor, deci aici vreau să vorbesc în această perioadă în Republica Moldova, din nefericire pentru noi, investițiile nu au prevenit.
Republica Moldova, la acest capitol, se află cea mai proastă poziție din Uniunea Europeană. La noi investițiile pe cap de locuitori sunt mai mici decât în Ucraina, Belarus, nu mai vorbim de Rusia, România, nici nu vrem să vorbim. Deci, practic, noi suntem într-o stare extrem de proastă. Republica Moldova a fost ocolită de investițiile străine, cu excepția zonelor economice libere și, în mod special, în ultimii 10 ani, datorită, încă o dată, repet, României, Germaniei care au văzut Republica, și Germaniei care au văzut Republica Moldova ca o locație bună pentru industria automotive. Dacă ne uităm atent la investiții, până în anul 2010, volumul total de investiții în zonele economice libere era de 129 de milioane de dolari, dintre care 110 milioane de dolari au fost făcute în 10 ani. Din 2010 până în prezent, până în anul trecut, până în anul 2020, pe 2021, când avem datele, volumul total de investiții se ridică la aproape 460 de milioane de dolari, dintre care 340 de milioane de dolari în ultimii 10 ani de zile. De fapt, zonele economice libere au fost practic unicile domenii unde la noi s-au făcut investiții și unde la noi, într-adevăr, s-au creat locuri de muncă. Când spun că s-au creat locuri de muncă, nu este o figură de stil, dar este o realitate care, într-adevăr, s-a întâmplat. Atunci când noi sunt unii care spun că, uite, zonele economice libere nu prea sunt bune, că ele se ocupă mai mult cu reexportul, de fapt, să aduce materie în lună, aici se prelucrează, apoi se exportă, nu vreau să neg acest lucru, dar nu orice prelucrare de producție deja este un bine. Din simplu motiv că rămâne impozite, veți vedea, rămân salarii și producții este în volume destul de mari. Deci, în zonele economice libere, în prezent, activează în acest an, cred că numărul de persoane angajate va depăși 18.500. De ce spun va depăși în acest an? Din simplu motiv, dacă vă uitați atent, până în 2010 numărul de angajați era la nivel de 5.000 de oameni. După aceasta a crescut destul de puternic, a ajuns la 18.000. Criza din 2020 a lovit și în zonele economice libere, ca și în alte ramuri ale economiei, numărul de angajați s-a redus cu aproape 2.000 de persoane, însă în acest an, datorită reluării contractelor, datorită unei creșteri destul de puternice a exporturilor, noi estimăm, datele vor fi publicate cu mult mai târziu decât Ministerul Economiei, dar noi estimăm că numărul celor salariați în zonele economice libere a crescut substanțial. Și aici vreau să menționez și veți vedea mai târziu că noi nu vorbim doar de salariații din zonele economice libere, dar cei care, zonele economice libere, care au angajat în prezent 18.000 de persoane, ele mai asigură ce obțin încă la 5.000 de persoane din afara zonelor economice libere cu lucru, din cauza că sunt contractate servicii de alimentare, sunt contractate servicii de transport, care sunt oferiți de agenții economici din afara zonelor economice libere. Mai mult ca atâta. Și aici iarăși vreau să dau o remarcă despre care puțină lume știe. La noi, de fapt, toate zonele economice libere care le avem sunt specializate pe producție industrială, ceea ce este foarte bine. A venit în industria automotivă, a venit în Republica Moldova. Totuși, avem o zonă economică liberă care se deosebește. Tvardița, vă aduceți aminte, am vorbit de Tvardița. Deci, Tvardița este un caz clasic cum un cluster economic reușește să transformă o localitate din sat în oraș. De ce cauză oraș? Deoarece oraș consideră localitatea unde majoritatea populației este antrenată în industrie. Și al doilea lucru care este specific la Tvardița este spreosebire de celelalte zone economice libere. Tvardița, zona economică de Tvardița, este specializată pe prelucrarea producției agricole. Ce înseamnă lucrul acesta? Asta înseamnă că pe lângă acei 500 de angajați din interiorul zonei economice libere, mai sunt undeva încă 1.000 de angajați în afara zonei economice libere, în special în producția agricolă. Producția de 6.000 de hectare este livrată toată în zona economică liberă, deoarece în Tvardița este de fapt unica zonă economică liberă specializată pe lucrarea producției agricole. Respectiv, doar procurările din interiorul țării efectuate de rezidențe din zonă se ridică la 100-120 de milioane de lei anual. De fapt, ei procură circa 20 de mii de tone de struguri care sunt prelucrați apoi în zona economică liberă și sunt exportați. Diferența dintre zonele economice libere, și vom vorbi mai târziu cu zonele economice libere la noi, în mare parte sunt specializate pe importul de produse primare, apoi prelucrate și export, și atunci producția din interiorul țării nu este prea mult mare, dar noi avem o soluție cum să rezolvăm această problemă. Iar în Tvardița, de fapt, avem o situație când producția locală din afara zonei economice libere este prelucrată în volum, este procurată în volum de 100-120 de milioane de lei, apoi este introdusă în zona economică liberă, prelucrată și merge la export. De fapt, noi avem, în loc de export a materiei primii agricole, avem exportul unui produs finit cu valoare adăugată înaltă și, în opinia mea, acesta este un lucru bun.
Haideți să ne uităm care sunt alte caracteristici. Deci zonele economice libere, pe lângă faptul că ne-a rezolvat problema din investiții, dar încă o dată repet, Republica Moldova este prea slab dezvoltată și dacă să luăm acum și să-mi puneți o întrebare mie, care sunt factorii și domeniile sau locurile unde putem asigura o creștere economică a Republicii Moldova, răspunsul ar fi în felul următor. Parcurile IT, parcurile industriale, zonele economice libere. Deci, deoarece doar aici s-au făcut investiții reale, aici s-au creat locuri de muncă reale și aici s-au asigurat exportul. Uitați-vă, în 2000, zonele economice libere exportau circa 6 milioane de dolari sau 1,2% în tot volumul de export. În 2010, 87 de milioane de dolari, 5,7% de export. În anul 2021, noi anticipăm că exporturile vor depăși 600 de milioane de dolari. Asta înseamnă cel puțin 21% din export. De fapt, zonele economice libere, și în special în industria automotive, dacă nu existau ele, noi pur și simplu nu aveam la ziua de astăzi exportul și noi pur și simplu era să avem deficitul balanței comerciale cu mult mai mare decât îl avem în prezent. Impozite care sunt plătite în zonele economice libere. Foarte multă lume eronat crede că, de fapt, zonele economice libere este un paradis fiscal unde nu sunt impozite. Vreau să vă spun că ei au doar o singură facilitate fiscală, impozit pe venit, care îți plătește doar jumătate. În rest, toate impozitele se plătesc, inclusiv asigurările sociale, asigurările medicale, impozit pe venit a persoanelor fizice, impozit pe venit a persoanelor juridice, doar în jumătate de sumă. Drept rezultat, zonele economice libere în acest an vor plăti impozite de circa 710 milioane de lei, ceea ce comparativ cu celelalte ramuri economiei este chiar mai mult, din ce cauză că aici salariul este înalt, totul este plătit oficial și povara reală pe un angajat sau efectul pe un angajat este mai mare decât în restul economiei. De fapt, zonele economice libere ne-au permis nou să creăm un climat alb al economiei noastre. De ce totuși se dorește zone economice libere dacă nu sunt prea multe facilități? Simplu de tot. Zona economică liberă îți oferă o garanție juridică și îți oferă o stabilitate legislativă. Deci investitorul care a venit în zona economică liberă, prin lege, are garantat că condițiile legislative care în Republica Moldova se schimbă în fiecare zi, pentru el vor rămâne stabile pentru o anumită perioadă. De fapt, ceea ce îi atrage pe toți în zonele economice libere este stabilitatea legislativă. Dacă noi am avea posibilitate ca să introducem în legislația noastră că nici o modificare legislativă nu intră în vigoare, spre exemplu, mai repede decât peste 3 ani după ce a fost adoptată, ca toți să reușească să adapteze la aceste condiții, ar fi, cred că, bine. Dar la noi, agenții economici, întotdeauna în ajun de anul nou, stau și parcă l-așteaptă pe Moș Gerilu cu ce surpriză mai va veni la dânsul cu modificare legislative. La noi, întotdeauna, politica fiscală se aprobă în ajun de sărbători și întotdeauna este cu surpriză. Nu este de guvernare actuală, guvernare trecută, este o tradiție a noastră, este un sport al nostru național, care de fiecare dată în ajun de anul nou să facem surpriză la agenții economici. După cum am spus, pe lângă producția care este propriu zis în zonele economice libere, care în acest an o estimăm la mai mult de 10 miliarde de lei, cred că va fi undeva chiar între 11 și 12 miliarde de lei, în afară de aceasta, ceea ce produc rezidenții zonelor economice libere, ei fac o sumedenie de achiziții de la alții din afara zonelor economice libere, cum ar fi repasrații, construcții. Dacă vă uitați atent la penultimul grafic, în anul acesta, eu cred că noi procurările din afara zonelor economice libere, doar la producția industrială, la cei agricoli, trebuie să mai adăugați încă 120 de milioane de lei, deci și doar la volumele de la producția industrială este de peste 300 de milioane de lei. Ce înseamnă lucrul acesta? Asta înseamnă că alți agenți economici au de lucru. Dacă vă uitați în anul 2017, 18, 19, este cifra foarte mare, este legat de faptul că s-au deschis câteva zone economice libere și aceștia sunt introduse lucrările de construcție care au fost realizate de către agenți economici în interiorul zonelor economice libere prin construcție de diferite edificii. Ultimul. Ce ar trebui să facă guvernul ca Republica Moldova? Acest pol de dezvoltare să asigure o creștere economică, să asigure atragerea investițiilor, să asigure crearea locuri de muncă și să asigure creșterea exporturilor. De fapt, tot ce trebuie să facă guvernul să gândească cum în Republica Moldova poți aduce investiții, cum poți crea locuri de muncă și cum poți genera exporturi, deoarece la noi deficitul balanței comerciale pur și simplu depășește orice limita raționalului. Și atunci sunt câteva poluri de dezvoltare. Le-am enumerat mai înainte, iar astăzi ne oprim la zonele economice libere. În opinia mea, trebuie de făcut trei lucruri. Primul lucru,
trebuie să dezvoltăm în continuare zone economice libere specializate pe lucrare producției agricole orientate la export. Republica Moldova, din nefericire pentru noi, este și partea bună că cel puțin așa noi exportăm producție agricolă sub formă de materie primă, lucru care este bun și acesta, dar aceasta nu-ți dă o valoare adăugată înaltă. Dacă am avea mai multe centre de prelucrare a producției agricole care să ne permită exportul de produs finit cu valoare adăugată înaltă, lucrul acesta ne-ar crește, atât vor crea locuri de muncă noi, deoarece este una când țăranul produce struguri, el este alta dacă mai sunt 500 de angajați care prelucrează aceste struguri și produc diferite produse. Noi, din păcate, la ziua de astăzi avem doar zone economice industriale și avem o singură zonă economică liberă care este specializată producția agricolă, după cum am spus, este toarnă. Lucrul acesta trebuie să le ținem. Doi, la zonele economice libere industriale, care avem foarte multe, trebuie de substituit produsele importate. Acest lucru îl dorește, spre exemplu, directorul zonei economice libere Bălți, Marin Ciobanu, de mult lucrează la acest aspect. Este necesar susținerea Ministerului Economiei, Ministerul Infrastructurii. Sunt companii care lucrează în zonele economice libere, care au până la 17.000 de tipuri de produse pe care le import. Unele sunt în volume foarte mici și atunci logistica de import este una foarte dificilă. Au fost calculate de către directorul zonei economice libere Bălți, că în prezent pot fi substituite produse de import în volum de 50 de milioane de dolari anual. Ce înseamnă lucrul acesta? În loc să fie importate piese și anumite subansambluri în sumă de 50 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă circa 900 de milioane de lei anual, aceste produse pot fi prelucrate și produse în Republica Moldova. Tot ce avem noi nevoie ca guvernul să încurajeze tinerii să deschidă mici afaceri de substituire a produselor importante în prezent de către rezidențe zonelor economice libere. Deci asta este exact cum avem producția agricolă care este produsă de materie primă locală și în felul acesta avem practic exporturi curate, exact așa și în zonele economice libere industriale ar trebui să avem producții exportate care este produsă din subansamblu tot prelucrate și produse în Moldova, dar nu importante. Și trei, cel mai important lucru, noi într-adevăr avem în prezent 43 de subzone, tot ce trebuie să facem să asigurăm o prezență lor uniformă pe tot teritoriul Republicii Moldova. Ori noi avem destul de multe zone depresive, în special sudul Republicii Moldova, care doar acum, grație deschiderii subzonelor la Cahul, existența zonei de la Tvardița, cât de cât asigurăm și o dezvoltare în această parte a Republicii Moldova. Da, aici am uitat să menționez că una dintre zonele care ultimul timp se dezvoltă destul de puternic este zona Valcanești, deci este de la Vulcănești. A fost o perioadă destul de lungă de lăsată. Aici chiar mă bucur că fostul meu student Mihai Șalvir, după ce a devenit director, a reușit să deschidă 3 subzone și grație acestor 3 subzone în prezent acolo se fac investiții și volumul producției a crescut substanțial. Dar toate aceste lucruri, încă o dată repet, sunt niște începuturi bune, iar Republica Moldova are nevoie de creat de 10.000 de locuri de muncă, Republica Moldova are nevoie de investiții de sute de milioane de dolari, Republica Moldova are nevoie să-și crească exportul cel puțin cu 3-400 de milioane de dolari anual, iar acest lucru poate fi făcut doar prin anumite poluri de dezvoltare, iar unul din poluri de dezvoltare sunt zonele economice libere. Sper că am explicat destul de clar importanța și rolul zonelor economice libere la 25 de ani de la existența lor. Până aici, ceea ce am vrut să vă spun astăzi, o zi bună să aveți în continuare.